găsit, dragi prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Peștișorul de Aur. După cum bine știți, este weekend, este ora 10, este sâmbătă și începe cea mai frumoasă emisiune pentru copii. Ei bine, astăzi o să avem invitați speciali, invitați de onoare, pentru că ei sunt prietenii noștri de aproximativ 4 ani de zile, deci ținând cont că noi avem emisiunea cam de 5 ani și ceva, ei sunt prietenii noștri aproape de la început. Au fost alături de noi la diferite campanii, au fost alături de noi de fiecare dată când i-am solicitat, au fost alături de noi cele mai importante zile așa pe care le-am sărbătorit noi la emisiunea Peștișorul de Aur și astăzi ne-am gândit să le dedicăm o zi numai lor, o zi dedicată Clubului Copiilor Berca. După cum bine știți, ei sunt conduși de doamna profesoară Flori Popescu, care astăzi va vorbi și dumneaei în emisiunea noastră, dar puțin mai târziu. Astăzi avem și membrii noi, da, pentru că Clubul Copiilor Berca mereu întinerește. Asta înseamnă că se fac și înscrieri, da, la Clubul Copiilor Berca în anul școlar 2016-2017. O să aflăm mai multe informații de la doamna profesoară, unde îi puteți găsi, unde au loc repetițiile, pentru că din câte știu eu și anul trecut aveau copii care veneau și de mai departe, nu neapărat din Berca, pentru că doamna profesoară este extraordinară și pentru că ei sunt foarte talentați și acolo chiar se face performanță. Astăzi au venit să se mândrească așa și cu premiile pe care le-au câștigat la trofee, de fapt au câștigat premii, trofee, da, la concursurile și festivalurile la care au participat în ultima perioadă de când nu ne-am mai întâlnit cu ei, pentru că e ceva timp, am fost și noi în vacanță și astăzi au venit alături de noi să ne arate așa activitatea lor de pe timpul vacanței, de pe timpul verii. O să aflăm mai multe de la ei, au și niște costume foarte frumoase, după cum bine știți, dar eu zic că ar fi cazul să începem, pentru că astăzi avem o emisiune plină cu cântec și voie bună și o să sărim peste rubrica de sport, pentru că prietenii noștri de astăzi au costume foarte frumoase, așa cum am spus. Ele sunt costume populare, da, bine, avem și costumații pentru muzică ușoară, da, am văzut eu câteva ținute foarte frumoase, dar costumele populare nu ne permit așa, nu știu, să facem foarte multă înviorare de dimineață, așadar, dragii noștri, dacă vreți, o să faceți înviorare pe prima piesă, da, pe prima piesă, pentru că o să o invităm alături de noi pe, de fapt, o să le invităm alături de noi pe Elena și Teodora Mocanu. Ele sunt noi venite la Clubul Copiilor Berca și bănuiesc că n-au mai fost nici la emisiunea noastră. Mie nu prea sunteți cunoscute așa, deci cred că nu ați fost ultima dată în emisiunea noastră. Am să te rog pe tine să-mi dai și microfonul de pe măsuța de acolo, așa, ca să pot să vorbesc puțin cu colegele voastre. Mulțumesc! Uite, aici am un microfon pentru voi. Nu știu, momentan cum vă cheamă. Uite, o să te rog pe tine să vii în dreapta mea. Perfect! Cum te numești? Mă numesc Mocanu Elena. Elena, tu ești Elena, iar tu? Teodora. Elena și Teodora, da? Așa cum le-am prezentat și eu la început. Voi de cât timp sunteți membri ale Clubului Copiilor Berca? De anul acesta. De anul acesta. Și ați avut timp atât de repede să vă integrați, să învățați și piese? Nu am fost deocamdată la întâlnire, dar o să începem. Dar sunteți pentru prima dată aici la emisiunea noastră. Ați mai fost la vreo emisiune până acum? Ați mai avut apariții TV sau? Ai mai fost la emisiunea noastră, da, dar acum 2 ani, da? Iar tu? Eu am mai fost cu Palatul Copiilor. Cu Palatul Copiilor, am înțeles. Deci nu aveți așa mare emoție, ați mai fost în fața camerelor de filmat. Așadar să le ascultăm pe Elena și Teodora Mocanu, care ne vor cânta o piesă în duet. Thank you.
like never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Or won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good luck and some self-control. And deep down I know this never works. But you can't lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Aplauze pentru Elena și Teodora Mocanu. Fetelor, ați cântat foarte frumos. Eu vă mai aștept la emisiunea noastră și sper să vă integrați foarte bine în grupul, de fapt în familia, da, prietenilor noștri de la Berca, pentru că ei sunt foarte uniți și v-am spus că sunt și foarte talentați și ne sar mereu așa în ajutor de fiecare dată când i-am chemat. Vă mulțumim tare mult și dacă am avut așa în deschidere un duet cântat de două fete frumoase și talentate, le-ați ascultat. Acum o să avem un duet cântat de doi băieți, da? Pentru că trecem de la fete la băieți. Și o să-l invit alături de mine pe Robert Vlad și pe Andrei Dinu, da? Ia uitați aici pe cei doi crai de la Răsărit, da? Uite, Andrei, o să te rog pe tine să vii în partea dreaptă, așa. Dragilor, voi ați mai fost la noi în emisiune, chiar și în această formulă, da? Da. Mai lucrați la piese în duet? Cum a prins aceasta așa la public? Încă nu. Încă nu mai lucrați nimic, așteptați. Momentan vă ocupați de piese individual, nu? Da. Da, dar a prins bine la public? Cum a mers piesa voastră? A prins foarte bine, fiindcă este un gen de melodie puțin mai diferit și cu melodia aceasta încercăm să distrăm lumea. Așa este, atunci să-i distrăm și pe cei de acasă, da? Cei care ne urmăresc în acest moment, să-i ascultăm pe Robert și Andrei. Mai dur, ori de da, ori de mă.
Aplauze pentru Andrei și Vlad, care ne-au cântat o altfel de melodie, da, un altfel de stil cu care sunteți obișnuiți. Deci Clubul Copilor Berga de fiecare dată încearcă să aducă ceva nou. Și pentru că v-am spus că ei sunt foarte talentați, asta nu o spun eu așa pentru că îmi sunt dragi și că sunt alături de mine de 4 ani. Asta o spun premiile, da, pe care ei le-au câștigat. Ei curând s-au întors de la un festival, concurs, da? Este vorba despre festivalul concurs Premiile Music Factory, da? Un concurs ce a avut loc pe data de 24 septembrie. Ei s-au întors de acolo victorioși, da? Și cu foarte multe premii. O să o invit alături de mine pe Raluca Tănase, cea care ne va cânta piesa care a cântat-o și la festival. Nu, voi cânta astăzi altă piesă. Deci ai pregătit o altă piesă pentru emisiunea noastră. La festival cu ce piesă ai mers? La festival am cântat piesa Culori. Culori. Și acum astăzi tu ne vei cânta piesa Un Zâmbet. Deci ție să înțeleg că îți plac piesele acestea vesele, așa, da? Pentru că și culorile sunt vesele și zâmbetul, bineînțeles, că este foarte reprezentativ. Ce premii ai câștigat la festivalul Music Factory? Am câștigat premiul 3. Locul 3. Felicitări, dragă Raluca. Astăzi te ascultăm și noi la emisiunea Peștișorul de Aur și sperăm să ne faci și pe noi să zâmbim la fel de frumos cum spune în piesa ta. Raluca, o altă câștigătoare la concursul Music Factory este și Iasmina Ene. Iasmina, uite, aici am un microfon pregătit pentru tine și tu ai o ținută foarte frumoasă, pentru că am observat că aveți niște ținute foarte frumoase, mereu prezența scenică așa a contat la poe și am văzut lucrul acesta. Iasmina, cum a fost la concurs? Foarte bine. A fost bine. Tu ce premiu ai câștigat? Locul 2. Locul 2, felicitări! De cât timp te pregătești, nu știu, pentru acest concurs? De cât timp ai aflat că o să mergi la acest concurs?
Adică ai avut timp mai mult înainte să te pregătești sau a fost așa ceva mai din mai rapid? Mai rapid, așa puțin. Oricum, tu ești mereu pregătită pentru că ai un repertoriu bogat, nu? Și destul de variat. Astăzi ce piesă ne vei cânta? Chef de fericire. Chef de fericire. Atunci, dragilor, poate faceți în continuare mișcare, da, și înviorare alături de Yasmina Ene. Și m-am trezit de dimineață cu soarele pe fața mea. Am un chef nebun de viață, chiar așa, chiar așa, chiar așa. Ce-o fi oare în mintea mea? O fi oare, o fi oare dragostea? Sha-la-la-la-la-la-la, polul nord de l-aș topi cu căldura mea. Sha-la-la-la-la-la-la-la, și-ar fi plajă ca în Jamaica. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la, polul nord de l-aș topi cu căldura mea. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la, și-ar fi plajă ca în Jamaica. Și mă plimb, zâmbim pe stradă, pe tot i-aș îmbrățișa. Fredonez o melodie. Ce-o fi oare, ce-o fi oare, ce-o fi oare în mintea mea? O fi, o fi dragostea. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la, polul nord de l-aș topi cu căldura mea. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la, și-ar fi plajă ca în Jamaica. Raluca, tu ești de 7 ani la Clubul Copilor, da, cred că am înțeles. Deci ești unul dintre cei mai vechi membri, da, cred. Raluca, cum a fost la festivalul la care ai participat și tu în luna septembrie? A fost foarte frumos, am încăpătat experiență. Tu cu ce premiu te-ai întors de acolo? Locul 3. Cu locul 3, felicitări și... Mulțumesc. Nu știu, a fost o concurență mare? Unde a avut loc festivalul? La Consiliul Județean. La Consiliul Județean. Și a fost concurența mare? Au fost mulți participanți? Da. Au fost mulți, deci concurența a fost destul de mare. Nu a fost așa ușor să obții locul 3. Da. Cu ce piesă ai participat? Cu piesa Să fiu mereu copil. Și astăzi o să ne cânti aceeași piesă în cadrul, da, emisiunii. Aș vrea să te mai întreb un lucru. Ce, nu știu, dacă ei sfătui pe copiii de acasă să vină la Clubul Copiilor Berta? Da, i-a sfătui
să vină cu cel mai mult drag, pentru că aici învață lucruri noi și capătă experiență multă. Și se pot evolua foarte mult, da. Nu? Așa cum ai făcut și tu în cadrul Clubului Copilor Berca. Atunci eu te las să cânti, da? Să o ascultăm și noi, dragilor, pe Raluca Angel. A trecut, aș vrea să dau timpul înapoi, doar un minut. Să fiu mereu copil, într-un decor fragil, în fiecare zi, eu asta mi-aș dori. Și tot ce va urma e chiar povestea mea. Vreau lumea de copil. Azi, într-un trecut, vreau să-l opresc. Cărți povești, ce român în urma mea. Să fiu mereu copil, un decor fragil, fiecare zi, asta mi-aș dori. Și tot ce va urma e chiar povestea mea. E lumea mea. Un an ochim ce a trecut și altul a început. Se aprinde și se stinge o stea. E lumea mea. Aplauze pentru Raluca Angel, membră de 7 ani a Clubului Copilor Berca și câștigătoare a numeroase premii. Ați văzut așa că experiența și-a spus cuvântul. Noi acum luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să revenim cu prietenii noștri de la Clubul Copilor Berca, conduși de doamna profesoară Flori Popescu. Publicitate! Tatăl meu era exact ca tine. Puternic, amuzant și atât de frumos. Mamă! Dar magia ai moștenit-o de la mine. Pot să zbor? Numele meu e Kubo. Asta e povestea mea. Dușmanii tăi sunt pe urma ta. Magia ta e singura care ne poate apăra. Trebuie să înveți să ai control. Trage! Îți spui vreodată ceva încurajator? Te încurajez să nu mor. Te încurajez să nu mor. Nu atingeți nimic.
El a fost... Haideți, aici! Poți să faci! Nu! Da! Nootei, cel mai important producător de ferestre termopan din oraș, vă stă la dispoziție cu trei tipuri de profile. Producem ferestre Ghealan, Teraplast și Veca la cele mai mici prețuri. Oferte speciale pentru dealeri. Nootei Râmnicu Sărat. Mereu alături de tine. Boutique Hotel SS Residence Unirii este situat la numai 5 minute de mers pe jos de Piața Unirii și centrul vechi al Bucureștiului. Dotările, confortul și aspectul luxos fac din hotelul nostru o alegere excelentă, atât pentru călătoriile de afaceri, cât și pentru cele de plăcere. Wi-Fi gratuit, TV LCD, cadă cu hidromasaj, saltele extra confort sunt o parte din facilitățile menite să-ți facă șederea la noi cât mai plăcută. Totodată, bistro cafeul nostru cu preparate excelente și băuturi fine, minibarul din cameră și recepția non-stop îți asigură extra confortul de care ai nevoie. Pentru relații și rezervări sună la 0784-400-300 sau vizitează-ne site-ul www.hotelssresidence.ro. Săptămânal vă aducem pe micile dumneavoastră ecrane cei mai îndrăgiți actori și soliști români. Vă invităm în spatele scenei în fiecare sâmbătă de la orele 19, doar pe TV Sud-Est. Pauza publicitară, suntem din nou în direct la emisiunea Peștișorul de Aur. Astăzi, după cum v-am anunțat, avem alături de noi pe prietenii noștri, membrii de onoare aici la Peștișorul de Aur, pentru că îmi sunt alături de 4 ani de zile. Și o avem alături, de fapt o am alături de mine pe Mara, Mara Oprea, și este membră tot de aproximativ 7 ani, da, din câte am aflat eu așa, la Clubul Copilor Berca. Mara, am înțeles că și tu ai participat la festivalul Music Factory, premiile Music Factory. Ce premiu ai câștigat tu, Mara? Locul 2. Tu ai câștigat locul 2. Felicitări! Mulțumesc. Aș vrea să te întreb și pe tine cum ți s-a părut atmosfera. Vă tot întreb acest lucru pentru că diferă de la concurent la concurent. A fost frumos, dar concurența a fost foarte mare.
A fost foarte mare concurența, da? Și tu ai reușit să iei locul 2. Asta înseamnă că ți-ai făcut treaba bine și că ai muncit pentru acest premiu. Mara, astăzi ce premiu vei, ce piesă vei cânta? Mama. O piesă despre mama, da? O piesă care merge oricând, pentru că mamei așa ar trebui să-i mulțumim mereu și să-i dedicăm mereu câte o piesă. Mara, eu te las să dedici tuturor mamelor, da, această piesă. De 7 ani și la ea de asemenea experiența așa și a spus cuvântul și ne-a demonstrat că merge la acest club de 7 ani de zile. Mara, știi ce aș vrea să te mai întreb? Cât se lucrează așa și la prezența scenică? Pentru că eu asta am apreciat la voi dintotdeauna. Lucrați, adică da. Vi se spune ce trebuie să faceți, da. Nu? Nu e așa, pur și simplu, vine de la sine.
Da, ne explică doamna cum să facem. Deci munciți și la acest lucru. Mulțumesc tare mult, Mara. Acum aș vrea să o chem alături de noi pe doamna profesoară, da? Ca să vedeți așa cine se află în spatele tuturor orelor de muncă. Este vorba despre doamna profesoară Flori Popescu. Bine ați venit la emisiunea Peștișorul Tău. De fapt, bine ați revenit, pentru că tot veniți de 4 ani alături de noi. Și vă mulțumesc că de fiecare dată ne răspundeți pozitiv tuturor invitațiilor. Bine te-am găsit, bine v-am regăsit. Mi era dor să îi aduc la Peștișorul de Aur. Cred că și lor le era dor să vină. Dar dat fiind faptul că am fost destul de ocupați, chiar și pe timpul verii, am sosit ceva mai târziu. Am spus că pe timpul verii Clubul Copiilor Berca nu prea a avut vacanță și a participat la foarte multe concursuri și festivaluri. Ați avut și spectacole, cred, pe timpul verii, nu? Da. Da. Deci vacanță deloc. Cum au răspuns copiii? Ținând cont că ei aveau vacanță și de la școală, poate că își doreau să aibă vacanță și de la Clubul Copiilor Berca, sau ați simțit și din partea lor o dorință de a veni și în vacanță? Nu, au răspuns foarte bine. Acum să nu se înțeleagă că nu am avut vacanță deloc. Dar fiind faptul că pregătirea din timpul anului școlar a fost făcută cu multă muncă și responsabilitate, ne întâlneam de regulă cu o zi înainte de activitatea pe care o aveam de desfășurat. Ei răspund bine întotdeauna, pentru că le place pe scenă, le place publicul. Nu cred să fie. Asta cred că și datorită dumneavoastră, care le-ați transmis așa, nu știu, i-ați învățat destul de bine să fie așa, să le placă cum ar fi, dar... Nu știu dacă i-am învățat, nu știu, în mod deosebit, exceptând partea muzicală. Ne punem de acord privind jocul de scenă, ținută, gata, sunt mărișori de acum și pot discuta cu ele. După aceea discutăm și cu părinții, pentru că de acolo vin sponsorizările. Și dacă tot veni vorba de sponsorizări, bănuiesc că mai avem sponsorizări și din alte părți, dar eu am aici o listuță așa pentru care ar trebui să aducem și noi câteva mulțumiri, pentru că prietenii noștri sunt aici alături de noi și mâine în altă parte, pentru că bănuiesc că, de fapt bănuiesc cu siguranță, vă dați seama și dumneavoastră că implică niște costuri. Și aș vrea să mulțumim primăriei și Consiliului Local Berca, Centrului de Cultură și Artă Buzău, doamnei Simona Tănase și domnului Cezar Diaconescu pentru tot ajutorul pe care l-a oferit copilor de la Clubul Copiilor Berca. Și sperăm să-l ofere în continuare, pentru că sunt niște copii foarte talentați și de fiecare dată au demonstrat acest lucru. Aș vrea să vă întreb dacă familia, da, Clubului Copiilor Berca este deschisă pentru noi membri. Da, sigur că da. Deja avem 11 membri noi. Astăzi doar două fetițe au venit. Lista sau de înscriere rămâne deschisă. Sâmbătă pe 22 octombrie vom avea și noi deschiderea oficială a anului școlar 2016-2017 la sediul clubului. Acolo se vor face și înscrieri? Se pot face și înscrieri, evident, sau pe adresa de e-mail florentina_p23@yahoo.com sau pe Clubul Copiilor Berca 2 @hotmail.com sau pe pagina de Facebook a Clubului Copiilor Berca. Așadar, dacă vreți să faceți parte și voi din această familie, puteți să accesați, da, toate aceste mijloace, fie că vă duceți fizic la Clubul Copiilor Berca pe data de 22-a 10-a, deci sâmbăta viitoare, ora, da? 10. La ora 10, da, atunci când va avea loc și deschiderea, veți putea asculta din noi, veți putea vedea și personal și pe doamna profesor, acolo vă puteți și înscrie, dar dacă nu puteți ajunge pe data de 22-a 10-a la Berca, puteți să accesați mijloacele acestea virtuale, da, și să o contactați pe doamna profesoară fie pe mail,
fie pe pagina de Facebook. O să publicăm și noi adresele pe pagina noastră de Facebook. Poate așa o să accesați mai ușor aceste mijloace. Și familia Berca este doritoare și primitoare de noi membri. Care ar fi cerințele așa pe care le aveți de la noi veniți, de la cei care doresc să vină să se înscrie? Cerințele minime. Cerințele minime, chiar dacă, nu știu dacă sunt minime, dar sunt foarte, foarte importante. În afara părții de studiu, care oricum, normal, se va întâmpla, cer părinților multă răbdare. De regulă se mai întâmplă să se iște oarece discuții, că unii merg la activitate, alții rămân, sau se manifestă cu reticență văzându-i pe ceilalți, mă rog, care lucrează de 7 ani. În fine, ideea este că cu toții trebuie să avem răbdare. Eu nu duc lipsă de acest lucru, promit să am răbdare cu fiecare copil în parte. Și cam atât în prima fază. Ce mai fi, o mai vedea. Să fim sănătoși, că le-am bucuroși, le-am duce toate, cum spune vorba. Așa este. Bine ați punctat faptul că ar trebui părinții să aibă foarte multă răbdare și să nu-și dorească așa de la copii cum au venit după o oră de pregătire să iasă într-un spectacol. Ați văzut că avem copii care merg de 7 ani. Deci după 7 ani au ajuns să cânte o piesă, nu știu, la un nivel atât de bun. Și 7 ani sunt mulți ani, da? Deci sunt multe, multe ore de muncă, pentru că repetițiile se desfășoară săptămânal, lunar. Cum se fac repetițiile? Se desfășoară săptămânal, de multe ori, poate chiar de 2 ori pe săptămână, uneori chiar și de 3 ori pe săptămână, dar sunt mai rare cazurile. Sunt și cazuri în care copiii vin din județul Buzău, deci nu numai din Berca, da, nu? Sigur. Am mai spus și în altă emisiune, este vorba de Maria Ichim, care vine de la Valea Salciei, lângă Sărulești, Flavia Cochirleanu, care vine de la Bentu, nu mai zic comunele învecinate, Unguriu, Pârscov, dacă îmi dai voie să mă mai uit, cele două fetițe noi care vin de la Mărăcineni. Da, de la Mărăcineni sunt ele, da. Două, deci trebuie să aveți în vedere și acest lucru. Dacă sigur vreți să mergeți, trebuie să vă sacrificați puțin timp și să faceți și naveta, da, dacă nu sunteți din Bașca. De la Scurcioasa, Irina Năstăsache. Unde ești, Irina? Deci avem așa, de peste tot și sigur, de la o distanță destul de mare destul de Berca. De la Buzău avem doritori. Andrei Dinu, da? Andrei, da, prietenul nostru, cum să nu, noi îl știm pe prietenul nostru, Andrei Dinu. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi în cadrul emisiunii noastre și o să continuăm programul. Vă doresc mult succes în continuare, multă putere de muncă, multă sănătate și, bineînțeles, multă răbdare. Așa cum ați spus dumneavoastră, nu duceți lipsă. Îți mulțumesc, dar și eu. Aș vrea, înainte de a ieși din platou, da, să fac cunoștință telespectatorilor cu două grupuri integrante din grupul vocal Drăgăicuțele. Aici de față, da, este vorba de Flor de Sânziene, în categorie de vârstă 8-10 ani, și am să rog să vină lângă mine Brâulețul. Deci haideți, avem două grupuri, da, noi, sunt sigur noi, da, formate, sigur că da, da. Sunt pe categorii de vârstă, după cum, da, puteți observa. Aici, da, 5-7 ani. Deci aici iar avem 5-7 ani și aici 8-10 ani, nu? Și am să rog și Drăgăicuțele să se ridice. Și Drăgăicuțele, grupul Drăgăicuțele este mai familiarizat așa cu peștișorul nostru de aur, dar celelalte două grupuri noi sunt pentru prima dată așa în această formulă în emisiunea noastră. Menționez că nu sunt toți. Deci nu sunt, nu toți. Sunt cu toții astăzi. Deci nu am fi avut loc să venim toți, da? Pentru că noi am spus, spațiul nostru nu mai este atât de mare, este unul mic.
Deci acestea sunt cele trei generații, deci, da, ale familiei. Brâulețul, Flor de Sânziane și Drăgăicuțele și per total Drăgăicuțele. Drăgăicuțele per total. Per total să primim și niște aplauze, da, pentru că merită acești copii minunați și această doamnă minunată. Da, este vorba despre doamna profesoară Flori Popescu, care mi este tare dragă. Vă mulțumesc tare mult, mult succes în continuare, iar noi acum o să începem partea de muzică populară, da, cu Maria Zaharia. Unde ești, Maria? Aici ești, dragă Maria. Maria, tocmai ce s-a întors și ea de la festivalul concurs Dor de Cântec Românesc, ce a avut loc pe data de 25 septembrie, să o ascultăm pe Maria. Alături de noi pe Irina Năstăsache, cea care ne va cânta piesa Mândră fată, astăzi sunt. Mândră fată, astăzi sunt, măi, că-i dragă să mi-l cânt.
mulțumim, dragă Irina. O invităm alături de noi pe Miruna Neaga. Miruna, tu ai un costum foarte frumos și știu că a fost apreciat și la festivalul concurs Zor de Cântec Românesc, da? Pentru că tu ai primit un premiu pentru costumul tău. Da. Premiu pentru cel mai frumos? Cel mai frumos costum pentru popular. Pentru cel mai frumos costum popular. Și ne poți spune și nouă din ce este alcătuit acest costum? Da. Din ce este alcătuit? Din ie, ilic, poale, fotă, bete, maramă, ciorap de lână și opinci. Deci ai un costum specific, da, este tradițional pentru că avem opincile, da? Nu avem pantofi normal, da? Deci din cap până în picioare. Uitați ce costum frumos are Miruna Neaga, da? Ea a primit și un premiu pentru acest costum. Noi acum luăm o scurtă pauză de publicitate, după care Miruna ne va și cânta. Publicitate! Nootei te așteaptă în cele 5 depozite de materiale de construcții din Râmnicu Sărat, cu cea mai variată gamă de produse. La noi găsești totul, de la fundație până la acoperiș. La cerere asigurăm transport și descărcare automatizată. Nootei Râmnicu Sărat. De peste 20 de ani, alături de tine. Alege stilul, alege eleganța. Vino la Elite Salon pentru a beneficia de servicii complete de coafură, tratamente capilare, machiaj profesionist, manicură și pedicură. Pregătește-te pentru evenimentele deosebite cu Elite Salon. Programări pentru coafor la 0767-698-325, iar pentru manicură la 0766-746-443. Transformă-te într-o divă la Salon Elite, în zona centrală, în parcarea din spatele cinematografului. Dacia. Hey Red, how are you? Oh, I'm horrible. Începând din data de 24 mai, în fiecare zi de miercuri, în Cinema Dacia Buzău, acordăm cinefililor o ofertă de nerefuzat. Pe un bilet de 15 lei vor avea acces două persoane. Totodată, pentru copiii sub 10 ani, tariful unui bilet este de 10 lei, indiferent de film și de zi. Many thanks, Scrubs. Mulțumim celor 100.000 de familii care au ales ConnectBox de la UPC. 100.000 de familii care se bucură de cea mai bună acoperire, conexiune rapidă și stabilitate. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România și 100.000 de mulțumiri de la UPC. Și nu ne oprim aici! Yes.
Miruna să ne cânte. Ea vrea să mai specifice ceva despre costumul ei. Faptul că... Pe ei s-au adunat toate florile de munte, Ilie cu mărgele și cilicuri pe margine, Poale cu aceleași motive și ajur, Fotă cu văr și fluturi, sunt încinsă cu bete țesute în război. Pe cap port o maramă din borangic, în picioare am ciorap de lână și o pinci. Îți mulțumim, dragă Miruna, de această prezentare. Acum te și ascultăm cu piesa care ai pregătit-o pentru noi, De joc și voie bună. Grupul Flori de Sânziene, cei care au câștigat premiul întâi la concursul Dor de Cântec Românesc și a avut loc în luna septembrie. Să ascultăm grupul Flori de Sânziene. Thank you.
Dacă membrii grupului Flori de Sânziene vi s-au părut mici, să știți că Clubul Copilor Berca are membri și mai mici de atât. Este vorba despre următorii noștri invitați, da? Este vorba despre copii de 5 și 7 ani. I-a prezentat doamna profesoară puțin mai devreme și o să-l invit alături de mine pe David Zaharia, care a participat pentru prima dată la un concurs. David, cum a fost la concurs? A fost foarte bine la concurs, dragă David. Astăzi David ne va cânta piesa Dragi mi-s mie oile. Deci sunt dragi tare oile, da? Să-l ascultăm pe David. Și doamnele mă, oaia care a strănână, doamna care stă la stână. Dragi-s mie oile, oile și doamnele mă, oaia care a strănână, doamna care stă la stână. Să trăiască oacheșar, să trăiască și bălada. Așa ești mereu? Hotărât? Ești un băiat hotărât, tu, da? David, cum a fost primul tău concurs? Foarte bine. La microfon, uite, la microfon. Foarte bine. Foarte bine a fost. Și acum, la emisiune, cum a fost? Bine. Știi că a picat decorul în spatele tău? Nu. Nu știi, vezi? Asta înseamnă să fii un artist adevărat, să nu te întrerupi orice ar fi, da? Dar bine, tu oricum nu ai știut. Îți mulțumim, dragă David, aplauze încă o dată pentru micuțul David, care a demonstrat încă o dată faptul că esențele tari se țin în sticluțe mici.
și o invităm alături de noi pe Miruna Manea. Miruna, uite, aici am un microfon pregătit pentru tine. Te invităm, toată scena ți aparține, iar noi te ascultăm cu piesa Hai Munteni la joc. Microfonul pregătit pentru tine și ea a fost concurentă la festivalul concurs Dor de Cântec Românești și s-a aflat printre premianți. Noi acum o ascultăm cu piesa Numă o fată, mama are.
de vârstă 5-7 ani de la Clubul Copilor Berca a creat și grupul vocal Dorulețul, cel care urmează să-l ascultați. La joc. Acum trecem la o categorie mai mare de vârstă, așadar și la alte trăiri și alte simțiri, și o invit alături de mine pe Flavia Cocârleanu, cea care ne va vorbi puțin despre iubire și o să ne spună că cine iubește și lasă. Yeah.
aplauze pentru Flavia. Noi acum luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim alături de invitații noștri special de la Clubul Copilor Berca. Publicitate. Cinema Dacia Buzău a depășit bariera timpului și a pășit în era 3D. Trăiește și tu schimbarea alături de noi. Alege să fii în pas cu noua era tehnologiei, alături de cinematografele din întreaga lume, chiar la tine acasă în Buzău. Descoperă cum e să trăiești bucuria, suspansul și adrenalina la cote maxime. Mergi pe mâna Cinema Dacia Buzău. Tonic, vesel, exploziv. Se ascultă cu volum Radio Boom, partenerul tău de drum. Pauza publicitară, l-am alături de mine pe Robert Vlad, cel care la începutul emisiunii ne-a cântat un alt gen de muzică, așa ceva mai combinat, mai nou. Ei bine, și de data aceasta el a venit cu ceva nou, dar este vorba despre o doină. Ne vei cânta o doină, Robert? Da, da. Cum te-ai gândit să abordezi și acest gen de muzică? Până acum nu cântai doină sau cântai și înainte doină? Cel puțin la noi în emisiune nu cred că ai mai prezentat. N-am mai cântat până acum în emisiune, dar și înainte cântam tot doină. Și înainte cântai tot doină. Și acum la acest festival, la acest concurs, ai participat cu doina aceasta sau cu altă melodie? Nu, cu doina aceasta. Cu doina aceasta. Și ai câștigat vreun premiu? Da, am luat locul întâi. Ai luat locul întâi. Felicitări, așadar trebuie să-l ascultați și voi cu mare atenție pe Robert Vlad. Codrule cu frunză multă, codrule cu frunză multă, păsările în tine cântă, nu e mândră să le audă. Că a plecat de vreme multă, te-aș tăia codre în două, să fac o potecă nouă. Of, of, măi codre, să văd pe o pincă rouă, să văd roua
pe opinci și pe mândra în papuci, să văd pe mândra că vie pe pote, că drept la mine. Lele verde trei migdale, lele verde trei migdale, codrule frunzele tale stau în soare ca aparale. Și-ți dau la poale răcoare, cauți eu un locșor ca să mă așez binișor. Of, of, măi codre, că de tine mi-a fost dor. Strângesc codrule frunza, să mă culc la umbra ta, să mă culc cu fața în sus, mă, și să dorm dormirea aș dus. În mijlocul florilor, clipocitul apelor, clipocitul apelor, mă, încântatul cucilor. Mulțumesc! Aplauze pentru Robert Vlad, cel care ne-a cântat o doină foarte frumoasă. O așteptăm alături de noi pe Georgiana Mirea. Georgiana, aici ești, uite, acesta este microfonul tău. Georgiana ne va cânta piesa Pădure, soro, pădure.
spus că este o sâmbătă cu joc și voie bună, așadar o să vă las în minutele ce urmează în compania următorilor interpreți. Am să le fac așa o prezentare generală. Este vorba despre Andrei Dinu, Ana Maria Maftei, un duet între Andrei și Ana, Maria Ichim, Andrada Stanciu, Raluca Bonciu și, bineînțeles, grupul vocal Drăgăicuțele. Eu mă voi retrage, prima dată îl invit pe Andrei, după care rămâneți în compania lor. Sus, că nu te-o-i pune la mulți, ni să-ți strecur laptele, numai să-mi dai buzele, mă! Oi, oi, dragul mi să ciobănesc. Oi, oi, codrilor să le doinesc. Dar aș ciobăni mai bine. Lângă foc, cu mândruța pe cojoc, să-i cândim fluier de dor și s-o legăm pe picior, mă! Să stau cu mândra la strungă, eu să-mi văz la ciobănit, ia pe mine l-a iubit, mă! Mulțumesc! Și mă dă-n coa,
hai la hora mari, da hai veniți cu mic cu mari, că-i strânsură în valii, tră 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 tră. Ca să jucăm cu tății, dar și bătrânii și nepoții, până la miezul nopții, tră 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 tră. Da ba tital, ba ba tășe, Suzari zama din iamă. Dar unu, doi și un, doi, tri, hai mă învârtim măi Vasile, până s-ar faci zori de zi. Dar tine ză și este carașul din răsună tătimașul, badea joacă mândriță, da eu mă învârt două spărte. Dar zis că-i care ghinii, îi copini multi veșini, nu-i joacă nimic, tră 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 tră. Dar îți cu șopățării, dar și poate și ca ei și stau singureli, tră 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 tră. Sări, sări cât puteți, cât din mine rămâneți, mă. Dar nu stau eu să mă făcesc, la joc n-o să mai merge, și pe vadră țușătieți, mă. Păi decât coșubă din noi și stofi din două clăi, mai bine cu ochii ștărchiți și stofi din clăi mai multi. Dar fiind dacă e în jocul, dar parcă luat o roată focul, de când tind și jocul, tră 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 tră. Dar uite-l pe Costică, dar pe Calistru și Georgică, cum joacă și strigă, tră 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 tră. Păi bade, nu te prea sălică, și mâine-o tribuie, și la anul și-o vini. Dar nu te sări așa ritari, că mi-e grijă din ea tale, să nu dai în calva. Ai grijă măi Vasilică, că mi s-o ruptă o chică, că am jucat cu Grigoruță până m-a lăsat discuță. Tău-o n-ai bidiotin, ce bine că eu n-am nimică, dar nimica n-o-i avea și-o juca cu cine-i vrea. Vă mulțumesc!
înainte de a ne lua la revedere, grupul vocal Drăgăicuțele ne vor cânta o piesă de final, dar înainte de toate acestea mulțumesc și eu Clubului Copiilor Berca, doamnei profesoare Flori Popescu, cinematografului Dacia pentru găzduire și pentru invitația la film pe care copiii o au astăzi, la filmul de la ora 12, unde vă așteptăm și pe voi, și mulțumesc și magazinului Tandres pentru vestimentația mea de astăzi. Sunt Carina Bechir și vă las în compania grupului vocal Drăgăicuțele.